Sfârșitul anului 2020 ne pune în situația să nu mai urmăm obiceiul nostru de a ne ura numai de bine. Și cred că este necesar să încurajăm și pe prietenii noștri care trec prin suferință acum la cumpăna dintre ani. Din cauza infectării cu coronavirus. Și pentru a-mi atinge acest scop de a încuraja, voi da citirea unui text din epistola lui Iacov de la capitolul 5, începând cu versetul 13, până la 18. Este vreunul printre voi în suferință să se roage. Este vreunul cu inimă bună să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Ați observat că acest text începe cu încurajări pentru cei în suferință, să se roage personal sau împreună cu alții. Iar textul, mergând mai departe, ne spune despre profetul Ilie, care s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie. Menționarea lui Ilie în acest text este să ne arate că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile. Dar textul vorbește și despre cei sănătoși, cu inima bună sau plină de bucurie, și aceștia sunt îndemnați să cânte cântări de laudă împreună și să se bucure din toată inima. Domnul să ne ajute în continuare pe cei bolnavi și pe cei sănătoși la această cumpănă dintre ani. Fiți binecuvântați de Domnul în anul 2020!